Salutare, dragi prieteni, Raincoz aici pentru voi cu un nou unboxing la două mousepad-uri. Acum aproximativ un an de zile am făcut un unboxing la acest mousepad și datorită faptului că l-am achiziționat și pe frățiorul său. După cum vedeți aici, sunt două. Două modele de la același brand. Și am avut un unboxing care nu se vedea foarte, foarte bine. Era un pic cam întunecat la acest mousepad. Am decis să fac un dublu unboxing la ambele mousepad-uri. Este un model de la X0. X de 648 și ăsta este 649. Da, după cum vedeți, avem acest dragon. Aici foarte frumos apare dragonul pe mousepad și continuarea lui pe cutie. Da. Haideți să le scoatem afară din pachet. Da, după cum vedeți aici l-am lipit cu scotch de la unboxing-ul trecut. Am rupt puțin ambalajul și... Ups! Cum am spus și data trecută, mousepad-ul este absolut superb. O suprafață textilă foarte fină, foarte plăcută la atingere. Să pun un link la unboxing-ul realizat de mine acum aproximativ un an. Se vede un pic cam întunecat acel unboxing. Cer scuze pentru el. Mi-au plăcut foarte mult aceste două mousepad-uri. Eu personal sunt fan a seriei Diablo de la cei de la Blizzard și acest mousepad cu dragonul respectiv și acest paladin și aici la fel mi-au captat atenția. Ce vă pot spune sunt dimensiunile care le avem și aici pe pachet. Avem 35.5 cu 25.4 cu 0.4 cm. O dimensiune decentă, mai mult decât suficient. Avem aici câteva iconițe. Spune să nu-l zgâriem. Spune că nu este fireproof, că va lua foc, evident. Și este waterproof. Cu alte cuvinte, îl putem spăla. Este lavabil, ușor sub un jet de apă călduță cu puțin săpun și clătit foarte bine, lăsat la uscat pe un prosopel la temperatura camerei, să nu-l puneți pe calorifer sau să-l lăsați în soare undeva la căldură, să fie la temperatura camerei. Și se va usca automat în aproximativ 24 de ore. Da. Acest brand X0 este mai degrabă o divizie, să zic așa, al brandului Vacos. Da. Cum este TT Sports pentru Thermaltake, așa este și X0 pentru Vacos, așa se numește. Este un brand polonez. Da. Chiar arată aici Poland. Da. Bineînțeles, este made in China, PRC,
People's Republic China. Da. Avem pe dos. Da, aici. Pe partea de contact cu biroul, un cauciuc destul de solid, cărnos, să zic așa. Calitativ. Vă recomand cu căldură aceste două modele dacă sunteți în căutarea unui mousepad. Frumos, de calitate, ieftin. Țin să precizez că le-am cumpărat undeva în jurul prețului de 25 de lei pe bucată și nu cred că a crescut în prezent. Da, dacă le găsiți pe site-urile online din România, nu ezitați. După cum vedeți, sunt foarte, foarte frumoase. Un artwork cu totul și cu totul deosebit. Cam atât a fost. Eu am fost Reincozo. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Toate cele bune!